Fiecare zi în care utilajele de pe șantier stau înseamnă o pierdere imensă pentru statul român, mai exact de 100.000 de euro. Asta susțin surse din Metrorex, care precizează că toate aceste pierderi vin după ce, în urmă cu un an de zile, în capitală au fost aduse două freze pentru care statul român plătește chirie. Pentru că fondurile pentru lucrările de la magistrala 5 de metro au fost tăiate de guvern la începutul acestui an, frezele stau de pomană în subteran. Că aici e vorba de banii noștri. Deci banii contribuabililor este o mare bătaie de joc, mai ales că nu se anunță și nu se justifică existența unor cauze. Trăim în România, nu? Ce să mai este? Totul e posibil. Asta e. Se pare normal să plătim din banii noștri pe asta? Bineînțeles că nu. Oricui s-ar părea anormal, da? Unde nu e cap, e vai de picioare. În prezent se lucrează doar la stațiile de metrou din drumul Taberei, unde localnicii spun că totul se face în ritm de melc. Trebuie să merg foarte încet, nu știu, o fi lipsă de personal, de oameni, de muncitori. Cred că termină peste 10 ani. Eu sunt din Turcia, nu am văzut așa o lucrare. E o drumul principal pe aici, dacă începe, trebuie să termine cât mai repede. Dar văd că pe aici nu vă interesează pe nimeni. Lucrările la metroul drumul Taberei ar fi trebuit să dureze 3 ani, însă termenul este deja depășit cu 8 luni. Această situație ar putea duce la pierderea fondurilor de la Uniunea Europeană. Până la începerea lucrărilor, însă, pentru conservarea șantierului, guvernul plătește în fiecare lună aproximativ 3,5 milioane.